So, do you want to be a superstar? Un podcast de Robert Bolan, adică de mine. Bine ați venit la spectacolul nostru Distracție în bucătărie! Acum vă vom prezenta cea mai nouă piesă noastră, Bucătăria! Ăsta sunt eu, când eram mic. Recitam poezii, cântam, făceam spectacole. Dar culmea că niciodată spectatorii mei nu erau mama, tata, fratele. Întotdeauna era o masă de oameni, niște necunoscuți care veniseră acolo special ca să mă asculte. Pe malul apei se împletesc cărări ce duc la moară, acolo mamă te imaginația mea. Într-o căștioară. Tu torci pe vasul eram de chiar, pomind din vreme în vreme, trei vreascuri rupte dintr-un gar și flacăra lor geme. Iar aceste spectacole nu puteam să le dau niciodată dacă părinții sau altcineva era prezent acasă. Lipește abia din când în când cu flacăra în bătaie, iar lumini cu umbre amestecând prin colțuri de odaie. Tu torci? Culmea, nici nu știu de unde auzisem eu de spectacole, pentru că nu fusesem niciodată la teatru până atunci. Pe vatra veche ard, nu. Și, dar nu mai știu. Și George nu mai vine. Dar nu știu mai departe. Mă rog, nu-s chiar eu. A trebuit să fac o înregistrare fake. Casetele pe care înregistrasem totul, le-am șters. Le-am șters pentru că în gimnaziu m-am gândit eu să fac un fel de stand-up comedy în care vorbeam despre colegii mei de clasă și făceam mișto. Așa văzusem eu la televizor. Apăruseră casetele cu Divertis și m-am inspirat de acolo. După aia am început să fac casete comice. Dina Antonio se trezește în fiecare zi la 8, la ora la care ceilalți fraieri sunt deja în clasă. Bă, da, parcă făceam ponte mai bune pe casetele alea. Vă mulțumesc foarte mult! Am prezentat astăzi niște povestiri de la Calul Bălan, sau Bator, cum îi zice elevul din banca a treia. Iar mai târziu am șters și aceste casete comice pentru că aveam nevoie de casete pentru artiști adevărați. Metallica, Guns N' Roses, Roxette, Ugly Kid Joe, Depeche Mode. Metallica, Guns N' Roses, Roxette, Ugly Kid Joe, Depeche Mode. Dar ești mai ce miște de sticlă, la unde e? Da? Vreau și eu vin mai păstrează. Mai păstrează. Știi că nu se poate. Ba, se poate. Eu când eram mic acasă la e-mail, cu ce ce ziceau ei? Doamne, nu mai știu din textul. Ce ziceau ei, aia făceau. Eu când eram mică chiar visam să fiu vedetă. Cântăreață. Nu știu ce era în capul meu. Voiam să fiu exact ca Sissy Catch, Britney Spears, Christina Aguilera. De asta. Că erau frumoase sau că... Nu știu, mi se părea mie cool să fii pe scenă și să cânti și să dansezi și alții se uită la tine. Și în continuare nu ți se pare cool? Ba da! Deci tot vrei să te faci actriță, da? Da, dar am dat la regie și acum lucrez în media. S-a dus trenul. Bine ați venit la spectacolul nostru Distracție în bucătărie! Vă vom prezenta cea mai nouă piesă noastră, Bucătăria! Da, da, cântăreață mai cum te faci. De dar ce? Tu nu voiai când erai mică? Că bă, tu ai dat la actorie. Eu am început că voiam să fiu la teatru, dar nu neapărat că voiam să fiu vedetă. Voiam să fiu la Teatru Bulandra, unde și am fost și am văzut câteva spectacole cu ai mei. Și mi se părea foarte tare să fii pe scenă, dar nu neapărat să fii vedetă, plus că atunci nici nu era chestia asta de în anii 90, nu prea era chestia asta de vedetă, la televizor nu prea, mă rog, înainte de 90, pentru că eu am vrut să, vreau să-mi fac actriță de prin 89, deci aveam 9 ani. Ai pus toți creveții mine. Eu abia mă născusem în 88 și tu deja aveai 8 da, ani. Da, deci pe la 9 ani eu deja aveam să-mi fac actriță.
De ce voiai să faci? Păi pentru că am văzut la un moment dat un fel de serbare ceva prin clasa 3-a, în care era o colegă de-a mea care nu avea emoții și am întrebat-o, băi, nu știu ce a făcut, a spus o poezie, ceva, o scenetă, nici nu mai țin minte, dar ea n-avea emoții deloc. Și zic, după m-am dus la ea direct, nici nu știam foarte bine, că nu era colegă de clasă, era o colegă de an, cum ar veni. Și m-am dus și am întrebat-o, cum de n-ai avut emoții tu? Chiar n-ai avut emoții? Și a zis... A zis, păi eu merg la niște cursuri de, la școala populară de artă, niște cursuri de actorie. Zic, o, ce tare, zic, vreau și eu. Deci prima dată asta m-a fascinat, că ea era acolo în lumina reflectoarelor, toți ne uitam la ea și într-o sală de sport, mă rog, la o sărbare, și ea n-avea emoții. Deci asta m-a fascinat pe mine. Pe urmă, când am fost la teatru, evident, și am văzut actorii pe scenă și am stat lângă Victore Bengiu, că mi-amintesc, era Visul unei nopți de vară, în regia lui Ciulei. Mă uitam și mi se părea, wow, ce tare! Și de acolo... Dar nu, chestia cu vedetă, nu. Ulterior, Michael Jackson, mă rog, vedete care cântă asta, în continuare sunt fascinată de chestia asta, să cânți în fața a mii de oameni și oamenii aia să cânte cu tine. Dar apoi când a fost, spre exemplu, după facultate, când era chestia cu telenovela și într-adevăr erau oameni recunoscuți pe stradă, vedete și așa, nu, mă amintesc că nu eram... În continuare eram cu teatru, cu film de artă, mă rog, n-am fost atrasă. Și tot timpul am crezut că pot să fac chestia asta, adică pot să fac televiziune, pot să fac, tot timpul am crezut asta despre mine, dar n-am fost disperată, n-am, nu știu, poate Virgil să fi fost, dar nu știu. Acum stau și caut printre casete, nu mai găsesc niciuna. Și mă tot gândesc, de unde naibii a apărut dorința asta mea de a fi actor? Pentru că, în primul rând, am vrut să fiu actor, nu altceva. Chiar, Virgil, tu de ce ai vrut să te faci actor? Mai bine te faceai bucătar, că văd că... Dar eu n-am vrut, adică nu e, a fost o întâmplare, n-am vrut, nu mi-am dorit. Păi, prin 96 eram în Târgoviște, că din Târgoviște, și împlinea Târgoviștea 600 de ani. De la testare documentară și s-au făcut spectacole din astea grandioase pe acolo, în Târgoviște. S-a făcut a treia țeapă și eu eram în liceu, eram clasa 10-a, spre 11-a, în vara aia, da. Și am auzit un anunț din ăsta, sau printre colegi pe acolo, cu hai că se pot câștiga niște bani. Nu erau foarte mulți, nu erau și foarte puțini, dar erau, na, pentru un student din 96. Erau bani, când într-o perioadă în care nu erau bani. Și eram și elev. Și m-am dus acolo și am făcut exerciții de-astea de actorie, cu de-astea, tot felul de imaginație, de improvizație, de... Mi s-a părut super așa, haios și interesant. Am făcut niște fantomițe din alea care scățărau pe ruine pe acolo. Și unii de pe acolo au zis să nu vrei să vii la cercul de la... Ăsta, cum zice, Cercul Armatei, Casa Armatei, la cercul de teatru de la Casa Armatei, pe acolo un instructor cultural, nu știu ce. Și bine, hai că vin, că se părea haios. Și m-am stat acolo și, într-adevăr, pe ușă scria instructor cultural. Era un domn care era și profesor la Școala Populară de Artă, Nichi Constantinescu, care avea, că nu prea erau xeroxuri atunci. Și avea tot Stanislavski scris de mână, într-o agendă. Și avea o agendă scrisă de mână cu scris mic. Nu erau xeroxuri sau când a copiat el atunci, și a copiat de mână tot Stanislavski. Și băgeam acolo și ne citea vreo oră, două, și după aia începeam să repetăm. Și am jucat tot felul de-astea, Goldonii, nu știu, tot felul de-astea. Și piese românești, am fost pe la festivaluri de Casa Armatei, am fost pe la Lugoj, pe la Craiova, am luat și premii, mergeam în turneu, era super haios așa, era mișto și o gașcă de asta așa, de puștani. Și a venit Bacu, nu voiam să mă fac actor, dar... Da, voiai să fii vedetă?
Băi, nu știu, adică... Cred că... Nu neapărat vedetă, dar ce înseamnă să fii vedetă? Adică... Cred că... Da, nu-mi dau seama, habar n-am. Adică evident că îți place să te placă oamenii, nu? Adică oricui îi place să fie plăcut. Nu recunosc, să fie plăcut, nu? Și printre a 12-a, oricum ezitam, că nu aveam nici cu matematica, nici cu informatică, n-am luat clasă de informatică. Eram un pic dezamăgit că eu făceam pregătire la informatică din clasa 5-a și era clar că eu mergeam pe informatică, adică așa ar trebui să merg pe informatică, clar. Dar nu mai eram bun nici la informatică de vreo 2 ani, cam de când am intrat în liceu. Și singura șansă, mă rog, așa port asta, instructorul cultural a zis, băi, nu vrei să mergi la... să vezi, să te vadă o doamnă din București, o doamnă regizoare. Era una bătrână, era ceva atunci, 98. Zic, bă, da, hai să mergem, că zice dacă poți să dai, dacă ești bun, dacă așa, și te ascultă la o poezie și zice, ești bun sau nu. Și am fost acolo și a zis, e bun, dar eu nu mai pregătesc. Da, te trimit la altcineva. Și am mers la altcineva și a zis, da, bine, vine eu la pregătire la mine, nu știu ce, și am fost la pregătire, mergeam sâmbăta, făceam traseu, veneam vineri, vedeam spectacole prin București, pe la Național, pe la de-astea, stăteam peste noapte, dormeam unde nimeream, prin parcuri, pe scări de bloc, prin de-astea. Așa. Doamne. Și sâmbăta mergeam la pregătire. Da, era mega pasiune, era perioada romantică. Vis-a-vis de cum priveam eu teatru. Îmi plăcea mult, adică mi se părea ceva, probabil pentru că mi se părea de fapt inabordabil, așa, mi se părea foarte elitist și cred că ziceam, mamă, eu pot să mă apropii de asta? Wow, ce tare e! Și de-aia cred că era foarte șmecheră chestia. Și sâmbătă mergeam la pregătire. Da. Știu că după ce am fost prima oară la teatru, am venit acasă și cream spectacole. Știu că am fost la Țândărică, am văzut un spectacol, am venit acasă și am început în fiecare zi să mă joc de spectacolul. Iar asta nu însemna că mă puneam eu în pat, care era scena, și jucam niște roluri. Nu. Asta însemna lumini, însemna decor, însemna text. De regizor n-auzisem pe vremea aia și nu știam la ce folosește. Mă rog, nici acum, deci m-au întrebat de curând fetele mele ce face un regizor, iar răspunsul meu a fost nu știu. Iar într-o zi când m-au văzut la pupitru de lumini și sunet, au zis, a, asta face un regizor, apasă pe butoanele alea. Aha! Și eu am făcut pregătire pe acolo, nu știu ce, și am dat la actorie și am picat. Eram ăla. Am picat și după aia, așa, nu știu, după aia s-a făcut anul pregătitor. Și mi-a zis maică-mea, băi, nu vrei să te înscrii și la anul pregătitor? Că uite, s-a anunțat acum în ziar aici, la Adevărul, sau nu știu ce, că uite, face un ATC an pregătitor. Zic că, ba da, cum să nu? Și era și ieftin, era prima oară când se făcea chestia asta și am zis că hai că merg. Și m-am zis acolo și acolo au venit toți profesorii de pe la un ATC. Ăștia, Naum, Radu Gabriel, Adriana Popovici, Sandamanu, toți, Florin Zanfirescu, Liviu Lucaci, toți erau pe acolo, toți treceau pe acolo așa, bang, 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 bang. Se uitau pe la noi, ne spuneau câteva chestii, mai făceam niște chestii, bang, bang și aia e. Și am ajuns și în pod, după aia, după ce s-a terminat anul pregătitor, n-am rămas mulți, că eram mulți la început și am rămas vreo 5-6, nu știu câți. Și din aceștia 5-6 am rămas azi Naum, nu venit în pod, peste vară, până la examen. Ba da, și am mers în pod acolo cu frecat de podele, cu dalea, cu chestii, cu tot felul de chestii așa. Am fost pe la Costinești, în tabără, cu Naum. Îmi scotea pe plajă, pe acolo, țipam la mare. Foarte drăguț așa, o chestie ușor sectantă, dar era un sectant de ăsta plăcut așa. O atmosferă de asta sectantă plăcută așa. De fapt, cred că de fapt sunt atât sectantă. Dar mă rog. Dar a fost super drăguț și am luat. La limită am fost penultimul. Nu ultimul, penultimul care a luat în anul ăla. Dar am luat. Mamă, a fost ceva... Eu am luat prima. Fascinant, ai fost prima, da. Eu am luat prima, da.
Îmi pare rău, dar chiar am luat prima. Că am fost colegi, da. Și acum căsătoriți. A fost o întâmplare, n-a fost o mare dorință. A devenit o mare dorință atunci, în perioada aia, dar n-a fost așa, wow, vreau neapărat, neapărat, neapărat. În acest episod ați ascultat transmisiuni din două bucătării din București, una în Titan și alta în Baicului. În bucătăria din Baicului au fost prezenți Virgila Ioanei, Carmen Florescu, Darie Armin Alexandru și Margit Olteanu. Stai să bag vocea de teatru. Un proiect al asociației Art No More, cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național. Visuals Liliana Basarab, un podcast de Robert Balan, adică de mine.